Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, la Adevăruri Ascunse. Vedem dacă vom avea parte și în acest an de acel fenomen numit vară indiană, adică și în luna septembrie ne bucurăm de temperaturi de vară. Maestre, ce spune? Vară indiană. Hai să vedem ce vară frumoasă. Așa. Adevărul că anul ăsta, sub patronajul lunii, am avut de toate, și bune și rele, și vânt, și ploaie, și furtună, și zăpadă în toiul verii. Era o piesă de teatru care o ascultam când eram copii și mă înfiora când o ascultam. Pentru luna cea mai importantă, că vine septembrie, începe să apară aerul acolo, care înseamnă protecție. Să începem să ne luăm, să ne crească imunitatea. Da? Să ne păstrăm. Lunile care au aer sunt bune pentru planta aia grozavă, care se numește echinacie. Da? Hai să o facem. Eu o fac de mulți ani. Și pentru mine și pentru nepoți. Și sunt mare acum și mulțumim lui Dumnezeu. Pentru septembrie 1 până la 12, bine. Adică tot bine. Cam cum a fost în august. Da. Pe 13 vine și ne plouă un pic, așa, ca să vedem cam cum este cu o ploicică. 14 până în data de 19, bine, dar bate vântul. Asta e bine, că bate un pic vântul, da? 23-24, plouă. În 25 și 26, dimineața apare ceața. Deci fenomene cu noaptea mai răcoare și ziua mai cald. Pe 27-28-29, cerul e mai înnorat și se pornește vântul. Iar finalul septembrie 30-31, dacă sunteți cumva la final de concediu, veți avea parte de purtători de umbrele, ploaie. Deci prima jumătate a lunii septembrie, 2, 4, 5, 5 zile de ploaie din 31. Bine. Mai bine de oricum atât. Oricum mai sunt 40 vin rebelionul, unde așa a trecut anul, deși ce râd ăștia și îmi place că spun și anul ăsta nici nu-l punem că l-am trăit. Deci e un an care... Bine, noi voiam rebelionul încă de prin martie, aprilie, să vină rebelionul pentru 2021. Exact. Da, sperăm să se termine acest an și să nu se mai întâmple nimic, am avut suficiente provocări.